Bă, vreți să mai zic eu altă afacere mai bună? Adică asta, găinațul merge ce nu merge și după aia se termină. Dar fiți atenți, dacă tot creșteți găini, nu vreți voi mai bine să vindeți ouăle? Unde, mă? La Slobozia, mă! Cui? Bă, gazoane, ce dracu, mă, păi unii care cumpără găinați trebuie să fie și unii care să cumpere ouă, mă. Și vă mai spun ceva, mai tăiați un pui, doi, vă, ce și cu carne, cum ar veni? Că la magazin, la restaurante, găsiți pe unde să-l vindeți. Păi da, bă, și cu găinațul ce facem? Lasă-mă găinațul, aia e altă treabă, nu? Îl iau eu, mă, îl iau eu găinațul. Sigur că repede îl iei tu, lasă că știm noi ce să facem, că îl ducem și pe la tot la Slobozia, mă, și luăm bani și pe ouă și pe carne și pe găinaț. Bravo, mă, mai bine așa. Păi da, mă, dar ne dai injecția. Bă, fiți atenți cum faci. Eu fac comanda, că așa se face. Și după aia când vine injecțiile, că o lună, că două, că trei, că un an, eu vă dau un telefon și primii care astăzi vă dau injecțiile cum ar veni. Dar eu zic că până atunci să vă axați pe asta cu ouăle. Adică, bă, eu zic că asta e afacere puternică, nu? Bă, tu nu zici rău, mă! Bă, nu zici, bă, nu zici absolut deloc rău, mă. Adică noi cât avem 100 de găini împreună, avem 100 de ouă pe zi. Nu e mult, dar se adună. Și dacă după aia punem și de pui, la anul să vezi câte ouă avem. Deci fii atent aici. Bubiță, nu ne uiți cu injecția, da? Atam, așa facem. Cum a venit, pe voi vă anunț primii, m-ați înțeles? Așa. Mersi frumos. Băi, ia stai, mă, așa, stați așa și cu mine cum rămâne, mă, ce-am vorbit noi? Bine, mă, când vine injecțiile cum ar veni, pe voi trei vă anunț primii cum ar veni. E bine? Da. Bine. Gata, mă, așa rămân. Da, gazoane, ce dracu! Băi, fii atent aici, eu nu vreau să mă bag în treaba asta cu ouăle, da? Eu rămân la găinațul meu. Cu ouăle e greu, e ieftine, trebuie să ai grijă cu ele. Eu n-am răbdare cu ele. Eu rămân cu găinațul. Și eu nu vreau să fiu printre primii trei. Eu vreau să fiu primul care au venit injecțiile alea, mi le-ai dat mie direct și cu asta am terminat povestea. Uh-huh. Da? Dar vezi că mă costă și alea niște bani. Îți dai seama că nu e așa ușor, adică... Ce fie ușor, te costă bani. Și care e, mă, problema? Care e problema? Merge afacerea, am dat drumul frumos, sigur, asta e de perspectivă, e o afacere care merge. Pun gaj mașina frumos, am luat alți bani, mi-o luai o bacină din banii altele... care vin profit. Rață, din... du-te acasă, stai liniștit, simte-te bine cu tine cum ar veni și când a venit injecțiile te sună băiatul. Bine, mă, așa rămâne. Du-te, mă, așa rămâne, ce ai? Ești bobiță? Hai, mă, să luăm noi 200 de găini, tot dracu pe Nicuraţă, da? Vine injecțiile, le păstrăm noi și gata. Ce să facem noi, mă, cu 100 de găini? Să luăm găinațul, să-l dăm la indieni, mă. Care indieni? Pigăia care i-ai văzut tu. Păi ce, eu am văzut indieni? Păi dacă era indien, nu ți-i arătam și ție, unde ai văzut indieni? Și cu găinațul ce faci, mă, a? Bă, panarama, e vrăjeală, mă, eu am inventat asta cu indienii și cu găinațul, bă, e din mintea mea cum ar veni, e mangleală. Ia, așa faci tot timpul, mă, așa faci tot timpul, mă, tu m-a faltat, rămâi tu singur pe combinație. Ce crezi, mă, că n-am auzit, mă, ce vorbeai cu oamenii acolo, fii atent, bobiț. Uite încă la mine, că eu sunt ca Bobby cu gerendala, s-a înțeles? Dacă îmi deporți frumos, până la afaceri, că eu la afaceri, gata, e viața mea afaceri, da? Ai grijă, fii atent, mă bag! Eu facerea de bine... Bobby, eu ce fac cu astea, mă? Unde găinile, mă? Gata, m-am rezolvat-o găinile, le-am lăsat în curte, frumos, știi ce cum stă acolo, la soare, ca fetele. Dar le-am dat să mănânce acolo în cote și mi-a lăsat asta, eu ce fac cu ele? Ce-i bupoale? Două, deci la Slobozia, la indien, nu? De ce să te duci, mă, la Slobozia, la indien? Pune mâna și mănâncă-le. Cum să le mănânc, mă? Deci eu sunt prost, ce-i, mă? Dar de ce să nu le mănânci, mă? Păi care fosfor, mă, nici n-am pus mâna pe ele, l-am luat așa ușor cu o cârpă, să nu mă... Că de ce le-ai luat cu cârpă? Să nu mă infectez! Cu ce să te infectez, mă? Cu fosforul ăla, mă, eu știu ce se întâmplă dacă pun mâna direct pe fosforul ăla. Bă, băiatule, du-le, mă, acasă, pun-le în tigaie, prăjește-le și mănâncă-le, mă. Ce, mă, bubiță, mă, e de prost acum? Dar ia-le tu, mă, și eu nu mă ating de așa, eu nu mănânc așa ceva, mă, ce-i? Știi ce m-am gândit eu? De la fosforul ăla care în ele nu mă iradiază, mă, că tu de-aia mi l-ai dat mie, nebunule. Ca să nu te iradiezi și tu, cum ar veni, facem banii jumate-jumate, dar să mă iradiez doar eu. Nu mai șmechile, știi cum facem? Nu mai facem jumate-jumate, facem 50-50. Adică 50 eu, 50 tu, fără niciun jumate-jumate. Bă, Gianni... Bă, lasă-mă și mai trebuie și sport din ăla de vechime. Eu trebuie să port mască, bă, când le dau la astea să mănânc. Ce mască să porți tu, mă? Ce mască? Noroc că n-am aruncat masca de la pandemie și eu am cu mine. Dorelei, adu-mi și mie o ber... Unde stai, mă? Dorelei! 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 Au, pipetițele, mă,
tata! Vai de capul meu! Ia să vedeți mai câți bani facem noi acum! Ia hai! Ma, nu m-a ciupit! De ce m-ai ciupit, mă? Da-mă, unde? Înapoi! Mă, ce-am spus, mă? Deci înapoi! Înapoi! Dar greu trece timpul. Păi tu-ți dai seama, până fac o lună, până să strânge un sac din ăla de găina. Bine, dar și când s-o strânge și mă duc acolo și hap, a apărut 100 de euro la Gianni. Bă, dar ia mă, ăla de acolo, că mă iradiază aiurea, mă. Și dă-și tu o bere, că după ce intru în afacerea asta cu găinațul, deci plătesc tot, ești nebun, cum am luat 100 de euro, am venit, m-am achitat. Uite, mă, acasă și fă-ți ouăle astea, prăjește-le și mănâncă-le, mă, că n-are nici pe dracu. Ce, mă, cu tine, mă? Cum o să mănânc ouăle astea cu fosfor, mă, de acestui extraterestru? Păi și un pic de fosfor, dacă care am îmbulinat-o, mă, dar mănâncă-le tu, mă, dacă îți place ce dă, mă, mănâncă-le tu. Păi eu nici de pene nu mă ating nebună, îmi trebuie un costum de ăla de cosmonaut, drăg, să hrănesc găinile alea. Păi indienii aia crezi că e proști, mă, de ce ne pune pe noi să le creștem găinile? Că le-ai frică de fosforul ăla, care eu... Păi cum să le fie frică, mă, dacă ei strage fosforul să-l bage în pastă de dinți, nu asta ți-am zis? Și să spală ei cu pasta aia de dinți, bă, o vin de la alții, bă, ce-ai? Bă, ia, ascultă-mă, du-te, mă, acasă și fă-ți ouăle astea, mă, și ai grijă de găini, mă, că nu de-aia ți le-am dat. Asta cu indienii e vrăjeală, mă. Am inventat-o eu, mă, ca să-ți dau găinile, mă, ca să ai și tu în curte ceva acolo când ți-e foame și te roade stomacul, să-ți faci și tu două ouă să mănânci, că vrei să faci o friptură, că vrei să faci o ciorbă. Să ai un lucru al tău acolo în curte, să nu mai stai să mai atân la un pufulete, mă. Nu există, mă, niciun indian, nu există niciun fosor, ești nebun la cap. Găinile astea mi le-a adus unul de la Dicdu, că i-a născut nevastă sa, i-a făcut băiat, a venit, a băut aici pe cai, n-a avut de unde să-mi dea banii și a venit și mi-a adus găinile astea că m-ar veni în loc de datorie. Și eu m-am gândit să ți le dau ție, că ești mor de foame și că n-ai ce să mănânci. Eu n-am timp să crezi găini, Gianni. Dar tu ai nevoie, bă, să mănânci și tu mă, ceva, să faci ceva. Lasă-mă, mă, cu vrăjeala asta ieftină, mă, nu mănânci. Bine, mă, du-te și adu găinile înapoi. Bobițe! Eu te spun, cu unde vin halul ăsta, bă? Gianni, să știi că ți-a fugit toate găinile. Ce, mă? Deci, ți-a dispărut, a plecat toate găinile. Dar tu de unde știi, mă? Că am dat eu drumul, mă. De ce, prostule? A vrut să-ți fur găinile, știi, și m-a ciupit, mă. Când a pus, m-a ciupit. Și una a fugit, m-a alergat-o până la colț la școală. Și după ea a mai fugit una care am alergat-o până la intersecție, la aluaia, dar n-a mai prins-o că a trecut. Nicurață cu taxiul a făcut-o praf. Și după aia a fugit și după cocoși, nu mai trebuie nici găini, nici indieni, le dau dracu pe toate, gata. Atunci, gata, îmi dai banii pe o lună, 100 de euro. Că ce chestie? Că ce chestie? Cum, o lună înseamnă un sac de la de găinat, 100 de euro, deci mie îmi dai banii. Ce vorbești, o, n-ai să vezi. N-ai să vezi. Ce vorbi? Cum adică n-am să fac, mă? Păi nu le-ai dat tu drumul, n-ai vrut să le furi? Da, da, și tu nu mi-ai furat, mă, mie geaca când ai tras de mine, te mi-ai și rupt-o. Când ți-am furat eu ție geaca, prost, nu mi-ai dat-o tu? Că mi-ai furat tu geaca. Și care ți-am dat-o, mă, că tu ai venit a doua zi cu ea și mi-ai zis, mă, că ți-am găsit geaca asta, că era ruptă, dar știu sigur că tu ai tras de ea și mi-ai rupt mea. Și eu am tras de prostule, așa mi-ai dat-o. Era geaca, nu, nu, nu. Am rupt-o, prostule. Nu, ce? Așa am găsit. Așa, mă, și eu ți-am rupt un ban pe geaca, mă, care mi-ai stricat geaca bună, te mi-ai rupt. Bă, nebunule, ce treabă are una cu alta, mă, tu mi-ai dat. Bă, stai, mă, stai, mă. Panaramele, dracu.